Drumul naționalei la campionatul european de handbal feminin din Danemarca s-a oprit în această seară. A fost unul scurt în care jucătoarele noastre au avut totuși momente în care au demonstrat că știu să joace un handbal frumos și eficient. Din păcate, acestea au fost mai puține decât greșelile făcute atât în apărare cât și în atac. Cu un joc al Cristinei Neagu sub potențial, fără o prestație acceptabilă a extremelor și doar evoluții bune ale portarilor și pivotului Lorena Ostase, Naționala de handbal feminin înregistrează cea mai slabă prezență la o astfel de competiție. Deși supărați de evoluția sub așteptări a echipei, iubitorii acestui sport din Slatina au motive de bucurie. Jucătoarea șlefuită de Victorina Bora la Centrul de Excelență de la Râmnicu-Vâlcea și mai apoi la CSM Slatina, Lorena Ostase, este considerată de comentatorii sportivi drept marele câștig al naționalei. Practic, ea a avut o evoluție bună în aproape toate meciurile, a înscris cel mai frumos gol de la competiția găzduită de Danemarca și a fost marcatoarea echipei române în mai multe meciuri. Pentru toate acestea, administrația slătineană ar trebui să o primească așa cum se cuvine, dar mai ales să țină cu dinții de sportiva a cărei valoare a crescut constant. Lorena se dovedește a fi omul care poate suplini o prestație modestă a celei mai titrate handbaliste din țară, Cristina Neagu, și de ce nu să ajungă să câștige aproape de una singură multe din meciurile CSM Slatina din Liga Florilor.